Te salut! Întotdeauna mi-am dorit ca al meu copil să fie slab și nu înțeleg de ce nu-l deranjează că este gras. Îmi este rușine că îi se văd șuncile. Am ajuns în punctul în care simt că îl deranjează, inclusiv că vreau să-l ajut. Cum alegi să-l ajuți? Îi reamintesc că nu respectă dieta sau îi zic în fiecare dimineață să se cântărească? Eu nu mai vreau să fie gras. Cum te-ai simți dacă eu ți-aș spune că tu ești gras? M-ar durea. Aș simți că nu sunt bun, că am dezamăgit, că am eșuat. Deci copilul tău ce simte? La fel? Exact! Când a funcționat vreunul dintre programele de slăbire? Atunci când nu am pus presiune. Doar că mergea prea lent și am vrut să grăbesc procesul de slăbire. Știu că poate mai mult. Când îl văd cum arată, dau ochii peste cap. Nu mă pot abține să nu fac. Dacă ți-aș spune, vai, cum arăți, te-ai simți umilit, respins, neacceptat. Te vei simți redus la corpul pe care îl ai, dezamăgit că, rămânând blocat la exteriorul tău, eu refuz să te cunosc pentru cine ești tu, de fapt. Și asta pentru că una dintre marile noastre dorințe este aceea de a fi acceptați așa cum suntem la interior. Și neputând să o facem noi pentru noi, le-o cerem celorlalți. Procesul de a-l ajuta pe celălalt începe cu acceptarea lui. Pentru a-l ajuta să-și schimbe viitorul, ai nevoie, dar și el are nevoie, să-i accepți trecutul și prezentul. Tu ce crezi că are nevoie un copil din partea părinților lui pentru a slăbi? Și da, tu poți.